aproape 10.000 de procese pe rol și o încărcătură de 1.200 de dosare pentru fiecare judecător. Sunt doar două cifre din bilanțul judecătoriei Pașcan pentru anul trecut, document ce a fost făcut public pe site-ul instanței. Pandemia pare că și-a spus cuvântul și în ceea ce privesc demersurile cetățenilor de a apela la magistrați. Asta deoarece în 2021 au fost înregistrate mai puține cauze pe rol, cu circa 4% față de 2020. Mai exact, anul trecut au fost 6.851 de cauze noi, din care 5.789 pe civil și 1.062 penal. La cele înregistrate anul trecut s-au adăugat și dosarele rămase în 2020, astfel că pe rol au fost aproape 10.000 de procese. Jurisdicția Judecătoriei Pașcani, instituția din spatele meu, este în municipiul Pașcani, orașul Târgu Frumos și un număr de 29 de comune cu satele aferente. Completele de judecată sunt specializate pe civil, ce include și fond funciar minor și familie, și penal. Instituția nu are personalitate juridică și se află în circumscripția Tribunalului Iași și a Curții de Apel Iași. Potrivit cifrelor, fiecare judecător a avut repartizat pentru soluționare 1200 de dosare și a participat la circa 310 ședințe. În ceea ce privește ponderea dosarelor închise, 100% au fost doar cele privind litigiile cu profesioniștii. 93,2% sunt cele din penal, urmate aproape de civil, iar dosarele pentru minori și familie au fost închise într-o proporție de 77,9%. De precizat este și faptul că, potrivit bilanțului, durata medie de soluționare variază de la 4 luni pentru o cauză penală sau civilă și până la 7 luni pentru un dosar cu minori și familie.